meci care s-a jucat pe teren până la urmă și care a fost decis în mintele finale. După aspectul jocului putea câștiga oricine. Da, din păcate din nou am fost noi echipa care am ieșit învinsă de pe teren. După un gol stupid, o greșeală în lanț a apărării. Îmi pare rău când luăm goluri de faze de în acest gen, dar asta este, aici intervine și valoarea fundașilor și valoarea portarului. Din păcate am primit gol. Aspectul jocului, după părerea mea, cred că în mare parte a fost controlat de noi. Dar în același timp am întâlnit o echipă care, normal că și-a vândut scump pielea, o echipă cu jucători experimentați, cu o echipă cu valoare. Ne-am ridicat 100% la nivelul lor. După părerea mea, am încercat să jucăm, am reușit în mai multe momente ale jocului să dominăm, să ne creăm situații. Dar fotbalul se joacă pe goluri, exact ce am declarat și înaintea jocului, că aș vrea ca fotbalul să fie corect. Din păcate, după părerea mea, nu a fost nici de această dată. Trebuie să ne recunoaștem învinși. Mă bucur totuși că ne-am îndeplinit obiectivul și accedem în play-off. Ne vom pregăti în continuare pentru jocurile care urmează, să facem cât mai multe puncte și să terminăm această ediție de campionat cu fruntea sus. Este primul joc acasă care îl pierdem și prea multe nu ar mai fi de spus. Jocul s-a jucat, după părerea mea, foarte aprig, a fost un joc poate cu o atitudine din partea ambelor echipe pozitivă, un joc totuși curat. Arbitrajul nu vreau să-l comentez, cu toate că ne-a fost anulat un gol și la unele decizii au fost favorizați oaspeții, dar nu este important că ne-am calificat în play-off. Asta a fost obiectivul nostru. Lipsa lui Bier, eu știu, te-a dat puțin peste cap, a schimbat sistemul. Foarte mult. În primul rând am schimbat sistemul de joc, în al doilea rând este un jucător cu mare experiență. Sunt convins că probabil dacă era în teren la acea fază, nu se întâmpla golul care l-am luat, dădea siguranță apărării echipei, este capitanul nostru. Dar asta este fotbalul, trebuie jucătorii care intră în locul lor trebuie să îi suplinească și să demonstreze că pot face parte din această echipă. Ai pierdut mult la fantezia jocului, trecându-l pe Georgiou, mijloca stângă, cred că... Am fost nevoit să fac această mutare datorită accidentării lui Ambor. Nu am soluții prea multe pe banca de rezerve care să se ridice la nivelul titularilor și normal că contează în aceste cazuri orice modificare făcută. Dar golul a fost primit cu totul și cu totul pe altă greșeală. Îmi pare rău pentru suporterii noștri că n-am putut să câștigăm sau măcar un rezultat de egalitate. Cred că era foarte, foarte mult mai echitabil decât această înfrângere, dar trebuie să mergem înainte și să ne pregătim. Asta este viața unei, totdeauna este un învingător, un câștigător și important este, mă duc să felicit băieții pentru atitudinea care au avut-o, pentru jocul prestat și să-i încurajez pentru ce avem de făcut în continuare.